Saveta Bogdan, îndrăgita artistă de muzică populară, a devenit recent subiect de știri după un incident nefericit în care a fost jefuită în plină stradă. La vârsta de 78 de ani, artista, care s-a întors de curând din America, unde a petrecut câteva luni alături de familia fiicei sale, a povestit întâmplarea pe rețelele de socializare, împărtășind emoțiile și dificultățile prin care trece. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva luni, în timp ce Saveta se îndrepta spre o emisiune televizată. Ea își încărca telefonul în taxi, moment în care a coborât pentru a ajunge la destinație. Din păcate, șoferul taxiului a plecat, lăsând-o fără telefonul său. Un dispozitiv de valoare considerabilă, de câteva mii de euro, pe platformele sociale, artista a descris nu doar furtul, ci și sentimentul de neputință și frustrare generat de acest incident. De asemenea, a subliniat importanța de a fi atenți la bunurile personale, în special în momentele de vulnerabilitate. Saveta a anunțat că a decis să ducă cazul în instanță, sperând să primească justiție și să prevină astfel de incidente pentru alții. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia exprimându-și susținerea și compasiunea față de artista pe care o îndrăgesc atât de mult. Incidentul a generat discuții în rândul comunității, punând accent pe necesitatea de a lua măsuri mai stricte împotriva infracțiunilor de acest gen și de a asigura siguranța cetățenilor, mai ales a celor în vârstă.